Pe 28 aprilie se marchează în întreaga lume Ziua Mondială a Sănătății și Securității la locul de muncă. În această zi sunt comemorați și cei care și-au pierdut viața la locul de muncă. În preajma acestei date se organizează numeroase acțiuni prin care se subliniază necesitatea prevenirii accidentelor și problemelor de sănătate la locul de muncă, iar un asemenea simpozion a fost organizat în data de 2 mai la Deva de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara. Cam fiecare an, ITM Hunedoara a sărbătorit și în 2022 Ziua Internațională a Sănătății și Securității în Muncă. Această zi este stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății în data de 28 aprilie, astfel că această zi este ziua în memoria a muncitorilor din organizații decedați la locul de muncă. Astfel, noi am organizat în data de 2 mai la sediul ITM Hunedoara un simpozion în care au fost invitați 20 de angajatori, lucrători și servicii externe de prevenire și protecție, în care ITM Hunedoara a prezentat situația unor accidente de muncă la nivel național, la nivel mondial și a încercat să conștientizeze ce înseamnă sănătatea, securitatea în muncă pentru toți lucrătorii din această țară. Tema propusă pentru acest an a simpozionului organizat de ITM Hunedoara a fost prevenirea accidentelor și problemelor de sănătate la locul de muncă cu ajutorul dialogului social și tripartismului. Tema acestui an în cadrul Zilei Internaționale a Sănătății în Muncă este tema dialogului. Consider că un mai bun dialog între angajatori, lucrători și sindicate, un dialog constructiv care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de muncă ar fi favorabil pentru creșterea acestor condiții și pentru îmbunătățirea nivelului de sănătate a lucrătorilor. În cazul simpozionului s-a constatat că apar noi pericole și riscuri, iar relația dintre angajator și angajat, numărul salariaților, precum și structura și modelele muncii sunt într-o continuă schimbare. Aceste modificări la rândul lor afectează securitatea și sănătatea la locul de muncă și trebuie gestionate la nivel regional, național, dar și internațional. La nivelul ITM Hunedoara lucrurile merg bine în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă. În primele 4 luni ale acestui an fiind înregistrat doar un singur accident grav, cel de la termocentrala Paroșeni, soldat cu decesul unei persoane.